har și pace, dragi tineri. Vreau din nou ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care ascultăm mesajul acesta. Mesajul este despre a citi Biblia, a citi Sfânta Scriptură. Suntem o generație care citim cărți, citim reviste, mai nou citim bloguri pe internet, citim statusuri, mesaje dar poate prea puțin citim Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei și îi spunea că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos oamenilor, ca să învețe, să îndrepte, să mustre. De aceea trebuie să învățăm să ne facem timp să citim Biblia. Biblia e cea mai răspândită carte de pe Pământ, e cea mai verificată carte și este și cea mai prigonită carte. Dar Biblia, Sfânta Scriptură este singura carte care poate schimba un om, pentru că autorul ei, Isus Hristos, este viu. Nu te poate schimba școala, politica, psihiatrii, reeducarea și ceea ce ne poate schimba pe noi este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia este o minunată hartă care, dacă e bine urmată, ne duce spre marea comoară care este viața veșnică. Când nu mai citim Biblia, primul lucru care se întâmplă este că o să interpretăm greșit o grămadă de lucruri. Domnul Isus le spunea la o categorie de oameni, la saduchei, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile nici puterea lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne facem timp să citim Biblia și apoi să o punem în practică. De ce să citim Biblia? Pentru că Dumnezeu ne poruncește. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8, spune Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrurile tale și vei lucra cu înțelepciune. De ce să citim Biblia? Pentru că ne oferă răspuns la întrebările vieții noastre. De unde am venit? De la Dumnezeu. De ce suntem aici? Scriptura spune în cartea Eclesiastrul să ascultăm încherea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Și Biblia ne oferă răspuns unde mergem, în rai s-a uniat. Singura dovadă pentru credința noastră este Biblia. În momentul când noi citim Biblia, Biblia ne previne, ne ferește de păcat. Psalmul 119 spunea psalmistul strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Biblia ne dăruiește credință. Apostolul Pavel în Romani la capitolul 10 spune astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Biblia este cartea care ne face cu adevărat fericiți. Solomon la proverbe capitolul 16 cu versetul 20 spunea Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, spunea Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc sau îl împlinesc. De aceea, dacă dorim să fim fericiți, să citim Biblia, să iubim Biblia și să o punem în practică în fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.